E mare povara ce mi-a dat-o fratele Simon, să spun eu ceea ce a fost la Făgăraș. O misiune a dânsului a fost că doamna care mi-a invitat să mergem să facem programul acolo era consilierul primăriei în rolul de activități europene al municipiului Făgăraș. Și printr-o conjunctură a considerat că noi am putea fi echipa care ar putea corespunde programului pe care dânsii vroiau să-l deruleze. Fără să ne întrebe dacă avem apartenență religioasă, care este profilul fundației din care facem parte, care sunt antecedentele noastre în experiențe de acest fel, cu 2-3 zile înainte de derularea programului, ne-a pus în mână un program, în fiecare zi ce activități se pot face în oraș, și ne-a spus, ne întâlnim atunci, mobilizați-vă echipa. Echipa noastră a fost atât de minunată, dar trebuie să spunem că comunitatea, surorile și frații din Făgăraș s-au rugat mult, noi ne-am rugat iarăși mult, nu vroiam să lansăm în față nici nume, nici iluzii de caractere umane, ci doream ca numele lui Dumnezeu să fie cunoscut exact așa cum a fost. Printr-o echipă, aș spune, de anonim, dar devotați, serioși și, nu în ultimul rând, zâmbitori. Mulțumim surorilor care s-au implicat în acțiunea de gătit. Mulțumim tinerelor surorilor care s-au implicat și fraților în acțiunea de servire a publicului. Programul s-a derulat în felul următor. Lângă imobilul sau sediul primăriei din Făgăraș este sala de festivități a Fundației Radu Negru. În negru cu vodă, îmi cer iertare. Și în această sală de festivități, cu intrare direct din stradă, veneau pe rând, tot cam la o oră și jumătate diferență de timp, clasele din oraș, cam 3-4 clase de elevi intrau odată în sală. Pe dreapta, în sală, era un stand expozițional cu felurile de mâncare etichetate ce urmează să fie degustate. Pe partea stângă era standul de cărți, frații de la editură cu standul de cărți. Dirigenții, profesorii însoțitori ai fiecărei clase au primit câte o pungă cu cărți, un dar simbolic din partea gazdelor, aș spune. Și după ce, deci tema zilei era respir sănătos, aer curat, sănătate prin alimentație sănătoasă. A doua parte a temei am sugerat-o noi. Am spus degeaba respirăm curat dacă nu asociem și cu alimentația. Am căutat să ne încadrăm în program. A fost destul de greu, pentru că inimile noastre la toți ardea să le spunem la oameni mai mult, să le dăruim mai mult, trebuia să ținem cont. Noi eram invitați acolo să prezentăm o anumită tematică și nu aveam voie să dezamăgim și nu aveam voie să depășim limitele. Am pregătit personal subiectul care l-am pregătit elevilor în ce privește alimentația și respirația. În 2-3 seri, câteva ore de fiecare dată, m-am uitat peste o mulțime de material bibliografic, am pregătit tema foarte pe detaliu. Când am văzut publicul care mi era în față, jos, pe mochetă, erau două clase de copii de 6 ani. În spate erau elevi de clasa 11-a și a 12-a. Mai în spate, profesori, diriginți, oameni din oraș. În stânga mea, un grup de oameni în vârstă. Cum poți să vorbești un subiect despre sănătate, să înțeleagă și cei de 6 ani și cei de 18? Și știți cum, așa spunea sora Adriana, tinerii de astăzi au tendința de a fi rebeli. Erau deja plictisiți, mestecau gumă, se uitau pe pereți. Ce să spui ca să-i unești pe toți să fie cointeresați? Ne-am rugat cu toții, m-am rugat cu disperare personal, Doamne, Tu ești acela care poți să faci legătură între lumina care este în noi și inimile celor care ascultă. Vă mărturisesc că după prima prezentare, grupul de domni în vârstă din stânga mea a venit lângă mine
Pe banca din față erau câteva doamne diriginte de la liceu și erau martore la discuția dintre noi. Un domn mă întreabă, era evident că era străin, nu era din România, îmbrăcat, aranjat, foarte îngrijit, 70 și ceva de ani. Nu vă supărați, sunteți cumva din biserica adventistă? Și eu zic, doamnele stăteau și se uitau la noi, profesoarele diriginte. Da, dar de ce? Am recunoscut în tot ce ați prezentat principiile Ellen White, principiile Bisericii Adventiste. Noi suntem un grup de frați adventiști din Germania, suntem în vizită prin Făgăraș, n-am știut cine va prezenta programul, am auzit la televizor invitația, am considerat-o adresată nouă personal și am venit. Vă dați seama ce bucuroși suntem să întâlnim frații de credință aici. Pacea Domnului! Pacea Domnului! Profesoarele mă întreabă, dar dumneavoastră vă cunoșteați? Într-un fel. Nu știam ce să răspund. Ne cunoaștem, nu ne cunoaștem. Deci, dacă acei domni care nu ne-au cunoscut s-au identificat în ceea ce s-a făcut la Făgăraș, în meniul de mâncare care a fost prezentat, considerăm că o singură mulțumire trebuie adresată lui Dumnezeu și seriozității cu care surorile și frații s-au implicat. Eu aș ruga să vină în față cei care au fost acolo. Nu pot să uit. După ce slăbești câteva sute și sute și sute de persoane și vin și nu se mai termină, fetele care erau la tortul spuneau, a fost o minune, tortul acesta s-a înmulțit de a ajuns la toată lumea, dar n-am crezut că e posibil. Toate platourile au fost suficiente pentru toți cei care au putut să le deguste. Cererile de rețetă, cererile de revenire, învățător, profesor, au spus, avem nevoie să reveniți cu aceste noțiuni de informație pentru copii, dar treptat, pe măsura ce ei pot să perceapă. Se duce acum la nivel, și ne rugăm pentru aceasta în continuare, la nivel de structură a comunității și a organizației Bisericii din Făgăraș, dorința să se facă proiecte, să se înainteze inspectoratul școlar, care să accepte ca tinerii aceștia minunați din comunitatea Făgăraș și din Preajmă care au ajutat, să poată lucra în școli cu elevii. A fost minunată experiența de la liceul Dr. Șenchea, a doua zi după prezentarea în sala de festivități, a fost pe două grupe de voluntari din biserică la liceu, și cu clase de a 11-a și a 12-a, în două cabinete, am lucrat. Într-o parte, surorile noastre au învățat pe elevii de liceu, clasa 11-a și a 12-a, cum să-și facă un mic dejun sănătos, mergând de la salata de mere cu nuci, miere, fulgi de ovăz, floarea soarelui in. Noțiunile erau atât de noi pentru ele, încât ei au desfăcut prungile, ei au pus ingredientele în vasul mare, ei au amestecat, televiziunea era prezentă și când televiziunea i-a întrebat ce a spus aici, ce mâncăm, nu știau să spună. Deci pentru ei noțiunea că mănâncă in, nici n-au văzut in până atunci. Nici nu știau ce reprezintă de fapt inul ca apor în alimentația sau necesitatea corpului de acizi grași nesaturați. A fost o posibilitate ca elevii din nou să-și reîntâlnească noțiunile primite în ziua anterioară, să dorească să cunoască mai mult. În celălalt cabinet, fratele Marin Barbu, cu un calm și cu o noblețe și cu o dragoste de părinte, i-a învățat pe elevi să-și taie din foi de burete pernițe mici pentru scaunele din cabinetul de informatică care sunt foarte reci. Pernițele acelea, elevii le proiau, le tăiau, fetele tăiau materialul, surorile care se pricepeau la mașină de cusut și cu fratele Barbu i-au învățat pe ele să coase ei personal pusele pentru pernițe la mașină, să le întoarcă pe față, să le poată pe urmă folosi. Clasa care urma să aibă program după noi în cabinetul de informatică aștepta să ocupe clasa. Deci noi trebuia să ne grăbim să ieșim, dar un elev, clasa 11-a, spune către fratele Barbu,
Așa stând ca pe jar, vă rog frumos, o să mă grăbesc cât pot de repede. Una am făcut pentru mine, dar am o prietenă în clasa a 10-a. Pot să-i cos și ei o perniță să-i o fac cadou? Fratele Barbu a zâmbit, a spus. Cu siguranță că și doamna profesoară o să aștepte și o să îngăduie să faci o perniță și pentru sora ta. Doamna directoare de la Cabinetul de Reeducare al Liceului a venit să mulțumească special echipei de frați și surori care au făcut lucrul acesta. De ce v-am dat amănuntele? Pentru că am toată certitudinea că dincolo de cusutul acela la mașină, dincolo de mestecatul și rasul merelor sau tăiatul nucilor, elevii au perceput altceva. Au perceput că sunt iubiți și respectați, că inimile noastre sunt lângă ei, momentele acelea au fost transformate în momente de comunicare, de zâmbet, de relaxare și de dorință de revenire. Și fiecare dintre dumneavoastră puteți să faceți acest lucru. Aveți inimile încărcate de dragoste, aveți educație de la părinți, aveți educație de la biserică. Cereți de la Dumnezeu să vă dea hotărârea de a fi folositori, oriunde și în orice situație. Dumnezeu are puterea să califice, să nobileze pe acei lucrători care se implică cu seriozitate și cu credință. Dacă vă este teamă, rugați-vă. Și noi ne-am rugat. Dacă nu aveți curaj, rugați-vă. Dacă simțiți că nu știți destul, citiți, informați-vă. Luați Spiritul Profetic, luați Biblia, luați lecțiile de sabat, atâta material de educație care poate să ne facă cel puțin egal cu oricine de pe pământ. Să mergem în spiritul umilinței și al credinței și Dumnezeu deschide porți și inimi. Mă bucur și m-aș bucura mult dacă ceea ce am relatat vă dă cel mai mic imbol de a vă uni, de a vă organiza și de a vă prezenta oferta fraților care pot coordona programele în biserici sau în comunități, să spuneți, suntem gata, trimiteți-ne. Dumnezeu să fie lăudat și să ne rugăm pentru umilință și pentru credință mai departe. Amin.